Pe vremuri, pe, dar pe vremuri când eram eu copil mic să tăia porci, cine făcea analiză? Nu făcea nimeni. Nu făceau oameni, era altă. Și nu pățea nimeni nimic. Acum, acum are trichiniloză așa, porc fain și mândru că nu mă încep stătea în... în... Cum are? Ha? E la șobolă ăla. Păi și atunci erau șobolă. Nu știu ce-a fost atunci. Păi și atunci erau. Păi ți-o minte, în 69, atunci mi-amintesc primul porc, nu, în 65, primul, când aveam 2 ani, mi-amintesc primul porc când l-o tăiat. Am reținere de minte. Da, la 2 ani. La 2 ani, am reținere de minte. Dar păi ce bunicul stătea acolo în hotară, păi ce crezi că făcea analiză? Că și eu ții minte că tăia porc, dar nu ții minte că... să ducă, nu știu... Păi, ce arde sobă asta? Nu vă frigeți. Am fost pe teren. N-am mult să-mi spui cum e bună carnea. Ori friptă, ori șartă. Ori măcinată. Nu-ți place. A? Nu-ți place. Expertiză să mor eu dacă nu. Fii atent ce aparat din ăsta de, pe, de mult, dar... No, astea-s bune. Astea le folosesc numai ăștia în chimie. Oprea și el ăla. Lasă-l că pe el, nu-l pui pe, pe tine, pe el îl pui acolo. Da, vrei să mă dai pe ROTV, pe ce vrei să mă? Auzi, și voi nici nu aveți antenă satelitară aici. Paregiu, nu regiu, cum îi zice aici? Aiton. Aiton. Aici am prieteni mulți în Aiton. Da? Pe cine? Da, sigur. Pe Pălăceanu, pe Nicu, l-ai știut? E plecat de mult. Nicu... Nu. Ăla din Turda? Nu. Nu. Ăla e altul. Nu. În Italia, mu. Da, pe Țuli. Țuli, familia aia că... Ești... O muri Țuli, mai trăiește? Trăiește. Trăiește. Încă mere la lucru, plus. Auzi tu, mă? No. Am fost pe la ei, am luat o analiză la porc. O tăia și ei porc? Da, da. Nu înseamnă că e bine. E o săptămână. Mm-hmm. Și ceva. Am o... Când e 4-5 lei... Nu mă opigulești, așa-i? Da, nu mă opic. Puc? Păi așa e... Analiză opic. A, și-o pui pe... Bine că nu ești ca alți doctori, să le trebuiască pentru analiză câte 3 kg de carne. Dar în care se ia? Nu-i dă. Fii atent, eu... Am fost și de aia. Da cum? Cu grămada. Ce mi-ai adus mă atâta carne? Mă atâta... Să pot să-i fac analiza. Cum? Când oprește, spui o povestea cu un doctor. No, eu încă nu m-am uitat la analiză. Dar pot să... că nu m-au așa, nici e oprită. Hai ca să zic, nu zic. Auzi că încă e doctor. Încă eu n-am văzut cum să face analiza. Interesant. Dar, domnul doctor, să zic acum. Începe un război. Doamne feri. Și are nevoie de doctor în război. Te ia și te duce? Întrebarea e alta. Să zic, omul primește un glonț sub costă aproape de inimă. Intră! Yeah. Bună! Și dumneata ta e porc? Nu, că eu n-am porc. Puteți să extrageți glonțul. Ai căutat, domnul doctor? Să extragem glonțul? Da, deci la școala care o aveți ca doctor. V-ați încumetat să-l extrageți sau... De ce nu? Dacă e... Dacă e urgentă treaba și... A, da, zic experimental. Nu extrageți vreo costă sau știu ceva, vreo plămână de acolo. Dacă nu este doctor uman... Da, da, da.
Că eu am văzut doctor veterinar, bine l-au fost film, doctor veterinar care l-a luat și l-a băgat, înțelegi, deci erau într-un film, erau câțiva pe insulă și nu știu ce și o pățit. Domn doctor, da, vin mai târziu. Nu, bine. Că nu am, că poate vin ăștia la școală. Bine, bine. Mi le las la mama. Bine, acum azi la filmări. Și... de aia, da. Mi le las la mama, te rog. Nu uită, filmăm să nu zic ăștia, băi. Asta mi le las. Sigur, sigur. Mă mulțumesc, la revedere. Dar pe tătă sticla aia, pui. Sigur. Da? De ce trebuie pe tătă sticla? Acum depinde cât de des le pui. E, și... o parte și le pui mai des. Aha. Deci asta, trichiniloza asta, poate să stea numai într-o parte de carne? În anumite grupe musculare. Aha. Asta de unde îi, domnul doctor, aici e mai multă, nu? Da. De unde da. Am adus? Da, da. De la piept. De la... E... deci nu e în orice... În zonele musculare mai intens folosite. Asta participă la respirație, la diafragma acolo. Asta chiar de sub... Îi place musculatura oxigenată. N-au auzit să vă întreb. Am vreo 3 zile. Da. Așa m-am simțit de obosit. Și și când am vrut să-mi duc țigara la gură, îmi tremura mâna de ajechile. Uh-huh. Și aveam cădere de nu știu ce, nu vedeam bine, amețeam, de la ce e aia. Uh-huh. Țu să anunț că în ziua aia am băut vreo 6 cafele, dar asta e la ordinea zilei. Uh-huh. Și n-am mâncat nimica. Faza se întâmplă pe la vreo 6-7 după amiaza. Poate să fie vreun semn de ceva... Ați mâncat ceva? Nimic n-am mâncat. Nu, zic, mai de mult, asta e porc? Na, am o să taie porcii. Am mâncat, am mâncat carne, am primit așa nea pachetel dintr-una, din altă de parte. Unde? De la mai multe persoane. Da. E posibil din cauza că... Atunci mai aveți? Nu mai am avut. Nu, i-am zis... Nu? Am ajuns acasă și i-am zis la muiere, fă-mi să mânc, că-mi e foame. Și-a vrut să-mi facă macaroni cu brânză și am zis, nu, frige-mi un kil de carne. Am mâncat un kil de carne și mi-am revenit. Deci a fost ceva o cădere așa, numai... Cădere de la cafele. De la cafele. De la care. Lipsa de mâncare. E la foame, cum ar veni. E la foame, măi. Dar... eu chiar aia am zis că, dar îs ca și animalul. Stau și 2-3 zile nemâncat. Rezist. Păi, nu, cum ar veni.